Bună ziua și bine v-am găsit la prima ediție a emisiunii Clubul Animalelor, o emisiune care va încerca să vină de la o ediție la alta cu informații și sfaturi utile pentru animăluțele dumneavoastră de companie și de agrement. Asta am încercat să facem și noi astăzi, de aceea am poposit la Spitalul Veterinar Ilioara. Alături de mine se află domnul dr. Daniel Lescai. Bună ziua! Bună ziua, bine ați venit! Domnule doctor, aș vrea să vorbim astăzi despre bolile frecvente în acest sezon la câini. Sigur că da, este foarte bine că atingem acest subiect pentru că în această perioadă ne confruntăm într-adevăr cu o epidemie, practic, a unei boli care este foarte, foarte gravă, mai ales pentru câini. Ea poate să afecteze chiar și omul, chiar și alte specii, dar în general pentru câini este foarte gravă. Este o boală care se întâlnește mai ales primăvara și toamna, este o boală care este transmisă de paraziți externi și în principiu de căpușe și o să discutăm cele mai importante aspecte despre această boală care se numește babesioză. Care sunt simptomele acestei boli? Cum se manifestă? Cum putem să ne dăm seama că animăluțul nostru suferă de o asemenea boală? În primul rând, este vorba de o eliminare de urină închisă la culoare. Proprietarul sau stăpânul, cel care are grijă de cățel, va sesiza acest lucru și va spune eventual că face o urină cu sânge. Este totuși fals, prin urină se elimină un anumit pigment care rezultă din distrugerea sângelui din vasele de sânge, provocând această colorare roșiatică, cărămizie a urinei. În plus, un câine afectat de babesioză va fi mai puțin ager, mai puțin vioi decât era în mod normal, nu prea va avea poftă de mâncare, va sta undeva retras, va exprima febră, de asemenea mucoasele conjunctivală, bucală, se colorează în gălbui portocaliu, adică este vorba de un icter. Și bineînțeles toate celelalte semne de rău, așa cum v-am spus, retras într-un loc, nu mai mănâncă, eventual vomă, diaree. Ce se întâmplă dacă proprietarul nu observă la timp aceste simptome? Din păcate pot să spun că în această perioadă ne-am confruntat cu un număr, aș putea spune, imens de cazuri de babesioză și am reușit să surprindem această boală și în prima ei perioadă și într-o fază mai avansată și vă putem spune că, din păcate, atunci când nu este depistată la timp, este mortală. Ce ar trebui să facem ca animalul nostru să fie protejat și să nu intre în contact cu astfel de căpușe? Ar trebui să-i se facă, eu știu, vaccinul recurat, deparazitările? Sigur, pentru starea generală de sănătate, într-adevăr, cum a spus și dumneavoastră, vaccinul este foarte important, dar el nu influențează rezistența sau lipsa de rezistență la această boală, la babesioză. Ceea ce este foarte important și poate să facă fiecare proprietar în parte este deparazitarea externă, frecventă, corectă, așa cum îndrumă fiecare medic veterinar. Trebuie spus foarte clar că cele mai multe produse au o eficiență între 3 și 4 săptămâni, de aceea nu trebuie să treacă niciodată mai mult de 4 săptămâni între administrările de substanță antiparazitară pentru purii și căpușe, pentru că altfel ne expunem animalul, ce este iarăși foarte important. Foarte mulți proprietari observă că chiar după administrarea acestor substanțe sunt prezenți fie purici, fie căpușe pe suprafața animalului, pe pielea animalului. Este important de știut că nicio astfel de substanță nu este ca un glob de sticlă care să protejeze animalul de contactul cu parazitul respectiv. Înțeleg că chiar dacă își face de parazitările la timp, se dă cu aceste substanțe, tot este expus, nu? Există un oarecare grad de expunere, dar considerabil mai mic decât față de un câine care nu este deparazitat. Este foarte important. Este cea mai bună șansă în momentul de față pentru un câine să nu fie infectat cu babesioză sau cu babesia, cu parazitul respectiv, dacă este deparazitat. În afară de această babesioză, care în momentul de față, să zicem, între ghilimele fie spus, este la modă, este perioada ei în care este cel mai bine reprezentată ca și patologie, totuși trebuie să spunem că de ceva ani de zile și chiar au fost relatări în presă despre așa ceva, este o altă boală care este transmisă de țânțar și care se numește dirofilarioză.
sau în engleză se numește heartworm disease, și anume viermele din inimă. Ce este această dirofilarioză? Este o altă boală parazitară, așa cum spuneam, transmisă de sau prin mușcătura țânțarului și care se caracterizează prin prezența în inimă a unor viermi până la urmă, care afectează activitatea cardiacă și pulmonară a câinelui bolnav. Iarăși, un factor extrem de important este prevenția prin substanțe adecvate, sigur că da, antiparazitante externe pentru câine, dar bineînțeles și zona în care este sau în care stă câinele ar trebui deparazitat, așa cum se întâmplă aceste acțiuni în parcuri, în zonele verzi de lângă capitală sau de lângă marile orașe, de stârpire a cuiburilor de țânțari. La ce interval de timp ar trebui făcute aceste deparazitări? Cele pentru câine în fiecare lună, cele pentru controlarea populației de țânțari, bineînțeles, ar trebui văzut densitatea sau cât de gravă este prezența țânțarilor în acea zonă. Din păcate, sunt multe animale care atunci când ating o anumită vârstă a senioratului, peste 7 ani de zile, afecțiune cardiace concurente pot să ducă la deces într-adevăr sau afecțiuni renale cronice provocate de larvele acestui vierme. Simptomatologia este puțin specifică pentru această boală. Ceea ce trebuie făcut sunt niște examene de depistare care se fac, bineînțeles, în clinicile, în spitalele veterinare. Practic, din niște mostre de sânge se efectuează atât un examen microscopic, adică ne uităm prin microscop la un frotiu de sânge, dar și prin teste serologice, dacă sunt în prezența acest parazit în sânge. Pe de altă parte, putem spune, da, există câteva semne pentru proprietar, și anume eventual tusea, eventual respirația greoaie, respirația accelerată, care pot să ducă proprietarul cu gândul fie, așa cum de multe ori auzim, la o răceală sau la o afecțiune pulmonară benignă, deci ușor de tratat, dar din păcate ea poate să exprime o boală mult mai gravă. Pentru că am vorbit de câteva dintre bolile acestui sezon, de lucruri mai puțin plăcute, aș vrea să vorbim și de lucruri mai plăcute, și anume lucruri care țin de igiena animăluțului nostru. Ce ar trebui făcut pentru ca un animal să aibă o igienă corespunzătoare? Sigur, iată un subiect asupra căruia discutăm de foarte multe ori cu proprietarii atunci când vin cu un cățel tânăr, cu un cățel de-abia achiziționat sau primit de la cineva. Sunt câteva proceduri, să zicem, de cosmetică medicală veterinară care trebuie efectuate periodic. De exemplu, este această toaletare a urechilor. Este foarte important pentru că, mai ales căței cu o ureche acoperită, puțin aerisită, eventual cu mult păr crescut la nivelul acesteia, poate să fie un cățel care se poate îmbolnăvi foarte ușor de otită. Medicii veterinari recomandă de obicei în fiecare lună, o lună și jumătate, aceste urechi să fie curățate, să fie îndepărtat părul în exces și practic să se controleze sănătatea urechii, pentru că, din păcate, ne confruntăm destul de des cu astfel de cazuri, fie nedepistate la timp, fie, care au ajuns într-un stadiu destul de avansat și tratamentul iarăși durează destul de mult, presupune oarece durere din partea animalului, pentru că este foarte dureroasă curățarea urechii. Tot periodic se efectuează și o toaletare a glandelor perianale. Ce sunt aceste glande perianale? Practic reprezintă doi săculeți de o parte și de alta a anusului care acumulează o secreție care pentru câine servește și ca mijloc de identificare între indivizi și lubrefierea anusului, are câteva funcții importante. Totuși se întâmplă ca această secreție să se îmbâxească sau să se deshidrateze. De aceea, pentru toți căței, în principal, care stau foarte mult timp în apartament sau în casă, care nu reușesc să elimine fecalele oricând doresc ei, pentru că au un program de plimbare și numai atunci se știe că își pot face nevoile. Da. Și atunci aceste glande perianale trebuie vidate, toaletate, măcar o dată pe lună.
ce mai putem face în mod periodic? Un control dentar. Pentru că, din păcate, asistăm la o creștere a incidenței afecțiunilor bucale la câine. N-am putea să identificăm acum foarte bine cauzele, dar una dintre posibile cauze ar fi alimentația de casă, adică hrana de casă preparată de proprietar și administrată animalului. De aceea aș vrea să facem o paranteză și să încercăm în 2-3 minuțele să le spunem telespectatorilor noștri cam ce ar fi bine să mănânce cățelul lor și ce nu ar fi bine să mănânce. Exact, iată un alt subiect care îl discutăm mereu cu noi proprietari de animale, pentru că suntem mereu întrebați sau mereu ni se spune că cățelul meu mănâncă tot ce e mai bun, mănâncă la fel ca mine. O afirmație totuși falsă, este greșit să alimentăm sau să-i dăm de mâncare cățelul nostru la fel cum mâncăm noi. Pentru că, din păcate, fiziologia digestivă a unui câine diferă de fiziologia de la om. De cele mai multe ori noi recomandăm alimentarea animalului de lângă noi cu hrană specializată, așa numită hrană industrializată. Dar aș vrea să le spunem, să ne adresăm de fapt și persoanelor care, să spunem că nu beneficiază de foarte multe resurse materiale să-și achiziționeze astfel de produse și care pur și simplu își hrănesc cățeii cu ce au la îndemână prin casă. Sigur, putem să spicuim câteva dintre lucrurile care ar putea fi permise sau care nu fac rău, așa cum este carnea de vită, carnea de miel, carnea de pui, preparată în primul rând prin fierbere, nu prăjire, nu condimentată, nu cu sare, amestecată, bineînțeles, cu ceva legume, dar care să nu, în niciun caz să nu fie reprezentat, eu știu, de usturoi sau de ceapă sau de cartof. Puțin recomandat în cazul cățeilor tineri este laptele, fie crud, fie pasteurizat, pentru că acesta poate să provoace anumite colici intestinale, care la această vârstă în niciun caz nu sunt de dorit, exprimate fie printr-o diaree, prin vomă, prin simpla durere care afectează starea generală a animalului. Iarăși un lucru interzis ar fi ciocolata. Sunt căței care într-adevăr iubesc ciocolata, dar nu este un aliment care ar trebui să existe în împrejurul cățelului. Și fără dulciuri în general. Fără dulciuri în general, exact, sigur că da. Așa cum spuneam și revin asupra acestui lucru, cărnurile afumate sau preparatele din carne, mezelurile, nu sunt recomandate animalelor, pentru că apar tot felul de probleme de digestie. Este adevărat, cineva o să mă contrazică și o zică că cățelul meu mănâncă din totdeauna așa ceva și n-a pățit nimic. E adevărat, este posibil să fie norocos. Efectuăm și foarte multe ecografii și putem să observăm efectul alimentației necorespunzătoare, mai ales la nivel hepatic. Da, o infiltrație a grăsimilor la nivel hepatic, probleme cu colecistul. Să revenim totuși la subiectul despre care vorbeam și anume toaletarea cățelușilor. Mai avem o altă categorie de căței, cei cu părul lung. Dacă nu sunt foarte bine îngrijiți, pot să își deterioreze aspectul, pot să piardă luciul blăniței sau al părului, să se încălcească. De aceea noi recomandăm fie acasă de către proprietar, fie cineva specializat să îngrijească permanent, mă rog, podoaba capilară a cățelului, pentru că așa cum sunt unele rase, de exemplu bobtailul, pot să dezvolte adevărate platoșe de păr încălcit care servesc drept adăpost pentru paraziți. Iată o problemă. Aspectul nu mai este în niciun caz corespunzător. De ce să ții un câine de asemenea natură dacă nu ai grijă de el? Și atunci, bineînțeles, periajul este recomandat zilnic. Domnule doctor, pentru că am ajuns pe finalul interviului nostru, aș vrea să le transmiteți un mesaj tuturor telespectatorilor emisiunii noastre și tuturor proprietarilor de animăluțe. Un singur mesaj și unul foarte, foarte important: să aibă încredere în medicii veterinari și să meargă la aceștia ori de câte ori au o problemă. Ne confruntăm foarte des de situații în care proprietarii administrează tratamente acasă. E mult spus tratamente, pentru că de multe ori se întâmplă să facă mai mult rău decât bine. Și atunci, având în vedere chiar aceste boli care sunt
în acest moment foarte des întâlnite, babesioza, dirofilarioza, este bine să nu aștepte foarte mult timp și să meargă la medicul veterinar să facă testele necesare pentru a depista cauza de boală și a începe tratamentul cât mai curând pentru acesta. Vă mulțumesc mult pentru că ați acceptat invitația de a participa la această emisiune. Sunt sigură că telespectatorii care s-au uitat astăzi au avut ce învăța și cu siguranță, dacă ne mai primiți la dumneavoastră, vom face și alte materiale la fel de interesante și cu sfaturi la fel de utile pentru cei care se uită. Cu siguranță, datoria noastră este să ajutăm pe cei care doresc să aibă grijă de animal așa cum se cuvine. Vă stăm la dispoziție oricând aveți nevoie de noi.